Carantina se pare că nu este pentru toți. O confirmă imaginile postate pe o rețea de socializare de o tânără din Suceava care se distrează pe plajă la Mamaia, deși ar fi trebuit să se afle în izolare la domiciliu după ce s-a întors în țară. Polițiștii au reușit să o găsească prin intermediul imaginilor postate pe Facebook chiar de către tânără. Aceasta a fost amendată. În imagini se poate observa cum își petrece carantina tânăra abia întoarsă în țară, pe litoralul românesc cu toate că trebuia să se afle în carantină la domiciliul din localitatea suceveană Pătrăuți. Autoritățile au căutat-o la adresă în mai multe rânduri, însă femeia de 22 de ani nu a fost de găsit. Astfel că polițiștii au început să caute informații despre femeie printre vecini, însă fără succes. În cele din urmă au fost surprinși să o găsească în vacanță pe litoral, după ce autoritățile i-au identificat contul de pe rețeaua de socializare. Femeia a început să posteze imagini din stațiunea Mamaia, dar și de pe o embarcațiune încă de acum patru zile, pe care ar fi trebuit să le petreacă în izolare. Polițiștii au sancționat-o cu suma de 1000 de lei pe motiv că nu au găsit-o la domiciliu în perioada carantinei. Chiar dacă pe perioada verii verificările au fost reduse ținându-se cont de numărul mic de infectări, situația se va schimba odată cu începerea valului 4 al pandemiei. Autoritățile din Suceava au anunțat că vor fi intensificate controlele în următoarea perioadă pentru a verifica dacă persoanele întoarse din zonele de risc respectă regulile impuse de carantină.